echipajul Nicolaescu, reprezentând Aromuscelul. An de an, datorită entuziasmului pe care l-au, participă cursă de cursă. Cum vă simțiți în această luptă cu ceilalți boliți? Ne simțim foarte bine aici la Baia Mare, salutăm tot publicul și în special fanii noștri Aro. Îi iubim foarte mult, îi așteptăm și anul viitor. Ne mulțumim pentru tot, pentru încurajări. Mașinile s-au comportat foarte bine, echipajele Aro au susținut pe locurile 1 și 2 după pronosticurile noastre. Sperăm că totul este bine în continuare și mulțumim băimărenilor că au fost gazde bune cu noi. Vă mulțumesc, multă baftă în continuare în Campionatul Național. Thank you.